Ei bine, deputatul Aur Adrian Axinia a depus la secția 17 poliție din București o cerere pentru a se declara dispariția președintelui Klaus Iohannis. Ați auzit bine? Acesta și-a motivat demersul ca urmare a faptului că din data de 18 decembrie 2023, domnul Iohannis n-a mai întreprins nicio acțiune publică. Astăzi suntem la secția 17 de poliție. Suntem cu o cerere de declarare a dispariției privind pe Klaus Werner Iohannis, născut pe 13 iunie 1959, domiciliat în Sibiu. Motivele acestei acțiuni, în fapt, acest cetățean Klaus Iohannis nu s-a mai prezentat la locul de muncă din data de 18 decembrie 2023, neîndeplinindu-și obligațiile legale care îi vin conform fișei postului stabilită de Constituția României. Pentru noi este important de știu ce s-a întâmplat cu cetățeanul Klaus Werner Iohannis, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care consideră a fi indispensabilă prezența domniei sale și care așteaptă răspunsuri la întrebări și soluții pentru probleme ridicate. Dacă sunt probleme de sănătate, ar trebui să știm noi, angajatorii lui, care sunt cetățenii României, dacă se află într-o suferință creștinește, ar trebui să-i oferim sprijin. Domnul deputat Adrian Axinia este alături de noi. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Asta este cererea, eu am citit-o, nu o să o citesc acum public, dar vreau să vă întreb așa, deci dumneavoastră ați intrat în secția de poliție. Am vrut să filmez întreaga procedură, nu m-au lăsat, am scos telefonul și am făcut... Mi se pare corect că nu v-au lăsat. Da. Absolut, nu corect. A fost absolut nicio problemă, chiar vreau să laud polițiștii, s-au comportat impecabil. Am scos telefonul, am făcut o declarație pe care am postat-o pe Facebook. Ulterior am intrat în sede de poliție. Este prima oară când intru într-o sede de poliție. Am fost frapat de construcția comunistă și de mobilier. Acum într-o secție de poliție? Nu. Doamne Dumnezeu, asta, dacă aș avea atâția bani de câte ori am intrat în secții de poliție, aș fi bogat. Stați puțin, orice cetățean la un moment dat poate să se ducă să reclame ceva, dar când auzi numele de Klaus Iohannis, cum au privit lucrurile? Îl știau? Îl cunoșteau? Prima reacție a domnului polițist care a luat declarația de dispariție a fost că nu se uită la televizor. Următoarea mea întrebare a fost, aveți nevoie de o poză a dispărutului? Pentru că trebuie să... A spus, nu e nevoie. Bine, atunci luați numărul meu de telefon și în caz de aveți nevoie de informații suplimentare, cu drag vă răspund și voi completa. Era serios polițistul când a văzut? Sau era serios și un pic contrariat de toate. Exact. Era un pic contrariat. Dar dumneavoastră era serios? Eu eram foarte serios, în continuare foarte serios, pentru că... Asta e o cioacă ce a spus dumneavoastră. Nu, cer scuze pentru termenul juridic pe care o folosesc. Este un mod creativ politic de a arăta că românii sunt părăsiți. Pur și simplu o cioacă, pentru că dumneavoastră a făcut un demers cu o instituție a statului care are niște atribuții. Atribuțiile sunt date de niște legi. Legile respective spun că reclamațiile privind o persoană dispărută le poate face cineva care este legitim într-o relație cu acea persoană. Dumneavoastră nu aveți această legătură. Ca urmare, dumneavoastră ați încărcat o instituție a statului cu o cioacă de-a dumneavoastră, pe care ați mai vrut și să o filmați, de-aia zic foarte bine că nu v-au lăsat să o filmați, pentru că nu vreau să altceva decât să faceți exhibiționism politic. Nu creativitate, cum spuneți. Vreau să faceți exhibiționism politic. Eu o să, pe partea de exhibiționism, mă pricep și vreau să vă spun ce se va întâmpla. Problema este că va fi sesizat Interpolul. Că domnul Klaus Werner Iohannis sigur nu e pe România. Și atunci asta să-l cauți pe planetă e complicat. Da, eu mă uit aici. Despre această situație vă rog să culegeți informații prin organele poliției. Bun, ce au zis? Adică v-au dat poate înregistrare totuși. Asta e primul lucru. Polițiștii s-au comportat impecabil. Au preluat cererea, mi-au dat numărul de înregistrare și a rămas că o să mă contacteze dacă n-au nevoie de informații. N-au zis că nu sunteți calificat să depuneți această cerere? Nu m-am lovit de situația aceasta. Că nu sunteți oposabil. Dar ce calitate v-ați declinat? Cetățean al României și m-am legitimat cu buletinul. A fost o cerere simplă din partea unui cetățean. De ce? Român. Pentru că, Adrian, eu țin minte că la un moment dat, parchetul din România a redeschis un dosar care fusese închis tot de parchetul din România la sesizarea unui cetățean îngrijorat. Mai ții minte? Sigur. Domnul Curațele. Deci eu știu și asta cu opozabil. Eu știu ce să zic, poate, oricum, dânsul e în opoziție. Deci poate, poate să se consideră opozabil. Deci, Bun, asta e foarte interesant pentru că poate vedem cumva și o să vedem la un moment dat și ultima postare de pe site-ul oficial al administrației prezidențiale cu agenda domnului președinte Klaus Iohannis.
Domnul deputat s-a bazat pe faptul că ultima, mă rog, ultima comunicare în legătură cu vreo acțiune a domnului președinte datează de atunci. Datează din decembrie, 18 decembrie 2023. Și nimic de atunci, noi fiind astăzi în 18 ianuarie 2024. Bun. Deci a trecut o lună. A trecut o lună. Se spune că de primele trei zile sau două zile de la o răpire sunt critice. Dar doamna, totuși, doamna Alina Gordiu ne-a asigurat că face totul ca să întoarcă fugarii în țară. Dar puteți, de pildă, dau o sugestie. Puteți să faceți un demers mai eficient. Cine v-a sugerat? Un demers mai serios, adică care ține practic de insigna aia pe care o purtați de parlamentar, puteți să faceți un demers instituțional, și anume să cereți, nu știu, curții de conturi, să zicem, să verifice dacă domnul și-a leafa sau bandă concediu. Dacă, de pildă, costurile cu plimbările primei doamne, care nu e prevăzută ca instituție în statul român, au fost acoperite de administrația prezidențială sau nu, adică puteți să faceți niște lucruri mai consistente, dacă tot vă dați justițiari, care să aibă și un rezultat și să pună niște instituții chiar cu atribuțiile lor la treabă. Okay, o sugestie așa, că mi-a venit vreau în minte. Vreau să vă întreb de la ce v-ați inspirat, pentru că pe Facebook domnul Moșteanu de la USR l-a dat dispărut pe Facebook pe domnul Klaus Iohannis. A, și vedem... nu urmăresc postările celor de la USR. Să vedem și postarea domnului Ionuț Moșteanu. Plagiat, o să strige o doamnă. Facebook. Persoană dispărută, n-a mai fost văzut din 18 decembrie 2023, răspunde la numele de Klaus Iohannis. Dacă chiar răspunde, asta eu e. Eu nu cred că răspunde. Vă rog. Cine v-a dat ideea? A fost ideea noastră, a plecat de la faptul, ieri am urmărit intervenția domnului președinte Macron în Franța, timp în care a vorbit de 2 ore și jumătate cu toată presa live și a răspuns la toate întrebările, toate întrebările puse. Este, din punctul nostru, un model prin ce ar trebui să facă un președinte a unei țări care își iubește cetățenii și țara respectivă. Noi traversăm un moment de criză. Pentru AUR e un model numirea unui premier cum l-a ales domnul Macron? Asta poate nu. Nu, am zis... Că e un model, domnul Macron, pentru noastră. La intervenția de ieri, în care a stat 2 ore și jumătate, a răspuns la toate întrebările din toate domeniile, este modelul nostru de comportament al unui președinte care își iubește cetățenii. Este momentul, mai ales că trăim într-un moment de criză, traversăm într-un moment, un moment de criză și ar fi momentul deci bun să apară. Deci nu pe partea de LGBT. Atenție mare! Încercăm să decriptăm așa ce va face poliția și apelăm la Carmina Pricopie, colega noastră este doctor în astfel de proceduri. Bună seara, Carmina! Bună seara! Acum întâi ar trebui să ne imaginăm ce s-a întâmplat cu polițiștii în momentul în care domnul deputat a ajuns la secție și a depus o asemenea sesizare. În mod normal, în cazul unei dispariții, polițiștii ar trebui să completeze o fișă în care sunt trecute toate datele de identificare ale persoanei dispărute, începând cu data nașterii, locul nașterii, locul în care persoana respectivă a fost ultima dată văzută, semnalmentele, greutate, ochi, cetățenie, toate acele detalii, ce a purtat ultima dată, toate acele detalii pe care le poate da cel care face această sesizare despre persoana pe care nu o mai găsește. Înțeleg în cazul de față că nu s-a completat un astfel de formular și că s-a înregistrat doar sesizarea respectivă pe care polițiștii cel mai probabil au pus-o la petiții. Adică acolo unde ajung toate reclamațiile care nu se concretizează într-un dosar penal și în care polițiștii fac doar minime verificări. Cu siguranță cei de acolo și-au dat coate între ei, și-au sunat superiorii, s-au întrebat unii pe alții ce fac, dacă dau telex, pentru că fiecare eveniment înregistrat într-o secție de poliție și nu numai, este urmat de un telex, o descriere sumară a evenimentului raportat, care este trimis către toate unitățile de poliție, dar tot și către ăsta, superiori. Sau după ce a fi ieșit domnul deputat, au zis, aoleu, președintele României, Klaus Iohannis, nu, punem asta la sertar. Cu siguranță prima dată și-au anunțat superiorii pentru că s-au văzut într-o situație inedită. Cu siguranță la noi în țară nu s-a mai întâmplat așa ceva și cred că este și o premieră planetară. Vreun președinte nu, dar pe șeful Pentagonului mă avea un pic și îl căutau așa, dacă țineți minte, tocmai s-a întâmplat. Deci. Da, bun, continuă, te rog, Carmina. Da, dar în cazul de față a fost în primul rând o situație inedită pentru polițiști, dar
Întrebarea cu siguranță a fost ce facem cu lucrarea, unde înregistrăm lucrarea, pentru că la poliție știți foarte bine, se face la sfârșitul anului, se calculează betele cu care polițiștii români, polițiștii rămân, adică cazurile nerezolvate, câte rămân la petiții, câte se concretizează în dosare da. Rezolvate sau nerezolvate. Nu se pune în sertarul cu plângerile doamnelor care sunt iradiate prin gaura cheii de către niște civilizații extraterestre sau de către serii? Știi că sunt foarte multe doamne care sunt iradiate prin gaura cheii. Cu siguranță în sertarul unde sunt foarte multe reclamații care nu se susțin, pentru că sunt foarte... Sunt foarte multe sesizări care unele nu țin de competența poliției și atunci sunt trimise spre soluționare la alte instituții. Chiar nu e. Da. Se susține faptic. În ultimele zile, în ultimele 30 de zile pe Claus Iohannis, deci apropo, rămâi cu noi, Carmina, vedem niște imagini astăzi. Poate are nevoie de ajutor. Palatul Cotroceni cu niște mașini ieșind din Palatul Cotroceni, coloana prezidențială. V-au convins, domnule deputat, aceste imagini că domnul Claus Iohannis e aici și e bine? Și nu e dispărut? Sunt imagini de astăzi? De astăzi. Bine, eu n-am putut să văd pe geamul mașinii care muriu. Între timp am aflat că are și o vizită, va avea o vizită la Strasburg între 5 și 7 februarie, unde va ține și o cuvântare. Acolo probabil să-și arate disponibilitatea pentru noul post de la Consiliu după demisia domnului Charles Michel. Bun, de fapt, vă conving aceste imagini că n-a dispărut, de fapt? Dacă sunt de astăzi? Sunt de astăzi, da. Bun, eu deci nu știu ce cazul poliției, nu mă conving. De ce nu te conving? Pentru că dacă Pahonțu a zis, ia să scoatem noi coloana oficială un pic, să... Tu ai încredere, am văzut niște mașini. Nu știu, vreau să-l văd pe domnul Iohannis cum dă cu paltonul de mașină, nu? Dar vă recomand să citiți articolul din jurnalul. Care vorbește despre renovarea unui sediu secret al SPP în valoare de 1,7 milioane. Bun, poate bun că dă cu trafaletul. Poate că domnul Iohannis dă cu trafaletul, îi ajută pe cei de la SPP, mai ales că există și întrebarea unde o să stea o clipă, după ce nu o să mai fie președinte. Dă cu Lafayette-ul, că merge la Strasburg. La rămâi cu noi, Carmina. Da, spunea Carmina că e o premieră asta cu plângerea. Da, noi totuși am avut un președinte pe care niște milioane de români l-au vrut dispărut. Și el n-a dispărut, știi? Adică totuși nu e chiar o premieră, dar e în oglindă întoarsă situația cumva. Cum vedeți, domnule general, toată povestea asta? Lăsând la o parte partea asta mai comică, pentru că e o poantă și e o poantă bună în opinia mea, partea tristă este că nu merităm un asemenea președinte. Din păcate, o spun. Nu merităm. Un președinte care nu spune ce face, nu răspunde în fața contribuabilului pentru cheltuielile pe care prin prezența lui într-un loc sau altul le angajează. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem o mare problemă și sper ca următorul președinte să aibă cu totul și cu totul altă atitudine, să facă conferințe de presă, să informeze contribuabilii, cetățenii despre ce are de gând să facă, ce a făcut, ce rezultate a reușit, n-a reușit. Așa mi se pare corect. Trebuie să fie... o persoană, lăsând la o parte partea de secrete de stat, până discuții, la de până stat, la e comunicarea, sunt atât de multe presă. Lucruri importante pe care eu, cetățean al României, trebuie să am dreptul să le știu din partea președintelui Bun, meu. Dar totuși, din 18 decembrie, acum lăsând poantele deoparte, glumele, totuși, din 18 decembrie și până în 18 ianuarie, se întâmplă în România proteste. Sunt tractoare și camioane care blochează străzile. Tocmai că și în fișa postului, președintele este să medieze între stat și societate, de pildă, între guvern sau sindicate și așa mai departe. N-am avut niciun fel, nici măcar un punct de vedere al președintelui. În ziua când era vârful protestelor, declarațiile au fost despre cultură. Bun, dar stai un pic, adică dacă domnul președinte era la Cotroceni, dânsul ar fi negociat despre Claus Malus, nu despre bonus Malus, deci ar fi venit cu termenii... Adică îl și vedeai discutând pe partea cu tractoarele, adică pe partea cu tractoarele. El e un pic defazat așa. Sigur că durează poate mai mult până se prinde de ce se întâmplă. Dar de ziua, deci ai spus că de ziua protestelor cu din așa, a avut despre cultură mesaje pe Facebook. Da, pe 15. Pe centenarul Marin Preda l-a ratat cu totul. Deci n-a avut niciun fel de mesaj, măcar despre știuleți, de exemplu, la să fie în oglindă. Deci la centenarul Marin Preda n-a... La ce vă așteptați acum ca finalitate pe demersul ăsta, domnule deputat? Eu sper că în ultimul ceas domnul președinte să apară și să medieze
conflictul care îl au protestatarii, pentru că românii o duc greu, tensiunile sociale cresc, din păcate. Și domnul președinte ar trebui să aibă ultimul cuvânt, pentru că în momentul de față sunt blocate discuțiile de la nivelul guvernului și domnul președinte ar trebui să și... Ori a avut ultimul cuvânt pe 18 decembrie, ori nu se mai aibă. Ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Nu vă mulțumiți până nu-l vedeți la față, că n-ar fi dispărut? Eu, cu coloana, sincer, o să sun la poliție și o să întreb cum decurge amenda în câteva... ancheta. Stau câteva asta zile, dacă nu apare... Ce să zic. O să insistați în continuare. Dacă insistați, poate o să aflăși cu amenda. Dar nu credeți că o să vă las dumneavoastră amendă? Pentru inducerea în eroare. Eu asumăm, n-ar fi prima sau ultima amendă pe care ne-o luăm. Stai puțin. Deci, asta, dacă nu-l vedeți în carne și oase pe domnul Iohannis cumva... Să-l pipăi și să urlu este vorba. O să sunați la poliție. O să sunați la poliție. O să sunăm să vedem cum decurge ancheta în curs. Dacă au noutăți vis-a-vis de acest număr de înregistrare pe care l-am primit în urma acelui declarat. Deci vă țineți cu dinții de asta, până la urmă. Bineînțeles. Bun. Domnul Axinia este domnul deputat care a depus această sesizare de dispariția domnului Claus.